Așteptarea a luat sfârșit pentru locuitorii din Techirghiul. De astăzi aceștia se pot conecta la rețeaua de gaz. Prima centrală pe gaz a fost deja pornită la grădinița din oraș. Și... acum? Așteptăm. Înainte, grădinița se încălzea cu gaz, dar nu gazul metan care va fi dat în funcțiune astăzi. Va fi foarte ușor. Pe lângă faptul că va fi curat, ambientul va fi același de dimineață până seara în fiecare zi a săptămânii și în fiecare din cele 4-5 luni de iarnă. Știm că începe undeva octombrie-noiembrie și se termină prin aprilie. Rețeaua de gaz din Techirghiul are o lungime de aproape 38 de kilometri și acoperă 90% din străzile din localitate. Investiția se ridică la aproximativ 11 milioane de lei și a fost suportată de autoritățile locale și o firmă privată. Noi am reușit să racordăm orașul Techirghiul rețeaua de gaz, face ca toate costurile de întreținere să fie diminuate, confortul fiecăruia dintre noi să fie foarte bun. Cetățenii care doresc să se mute în orașul Tigru vor avea posibilitatea să se racordeze la rețeaua de gaz. Din momentul în care vor depune cererile, am înțeles că în termen de 45 de zile se va emite avizul tehnic de racordare. Cu acest aviz tehnic de racordare, fiecare cetățean va putea să meargă la orice operator care este autorizat ANR. La evenimentul de astăzi au participat localnici, autoritățile locale, mai mulți deputați, dar și secretarul de stat în Ministerul Energiei, George Niculescu, alături de prefectul județului Constanța, Silviu Coșa. Beneficiile unei infrastructuri moderne de gaze naturale le-a menționat foarte bine, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru dezvoltarea afacerilor din această comunitate, această infrastructură, precum și celelalte tipuri de infrastructură, apă, canal, gaze naturale, energie electrică, contribuie la dezvoltarea sănătoasă a unei comunități locale. Autoritățile locale spun că cetățenii pot depune acum dosarele pentru racordare, iar realizarea unui racord va dura aproximativ 45 de zile.